Dragi prieteni, bine ați venit la emisiunea Comor din Pământ. Sunt Traian Aldea, gazda dumneavoastră și continuăm studiul istoriei în lumina profeției biblice. Am vorbit de câtva timp despre restaurație, adică situația poporului Israel după întoarcerea din robie. În această perioadă a restaurației, cam între anii 500 și venirea Domnului Hristos, Primii ani ai perioadei creștine, în perioada aceasta de peste 500 de ani, au avut loc trei mari evenimente în cadrul poporului Israel. Primul eveniment a fost reconstrucția Templului, o lucrare care s-a terminat cu ajutorul profeților. Ezra spunea următoarele cuvinte: Profeții lui Dumnezeu ajută. Și cei doi profesi care au pus umărul la terminarea reconstrucției templului au fost Agai și Zaharia. A doua lucrare importantă a fost reconstrucția orașului: zidurile, porțile, pentru ca orașul să poată avea siguranță, să poată fi locuit și să poată fi reprezentativ pentru poporul acesta. Această lucrare. A fost realizată iarăși prin doi bărbați, prin Ezra și Neemia. Aceștia au fost oameni inspirați de Dumnezeu, au scris cărți, dar nu au fost profeți în sensul clar al cuvântului. Dar inspirația Domnului, Duhul Domnului, i-a condus în întregime. A treia problemă sau al treilea aspect foarte important din perioada restaurației a fost provocarea elinizării, provocarea elenismului pentru toți evreii, atât cei care erau sau s-au întors în țara lor în Iuda, cât și cei care au rămas în Babilon sau au fost răspândiți prin alte cetăți din lumea elenistică. Provocarea elenizării s-a manifestat în două aspecte. Pentru cei din diaspora era un puternic curent ca să accepte cultura, modul de viață, îmbrăcămintele, școala și absolut toate celelalte aspecte ale comportamentului uman să le accepte conform lumii elenistice. Iar multe din aceste aspecte contravineau cu obiceiurile și cu legea, cu regula foarte clară a Bibliei. A doua parte era cei din Israel, cei care s-au întors acasă și care au avut o provocare mult mai gravă și mult mai periculoasă: aceea ca religia lor, actul lor de închinare, să intre în marele proces al elenismului, adică o combinație între religia greacă religia iudaică și să facă ceva de compromis ca să le cuprindă pe amândouă. Ceea ce este foarte uh, interesant, că toate popoarele din Orientul Mijlociu, popoare cu o foarte mare vechime, ne gândim la egipteni în primul rând, ne gândim la popoarele mesopotamiene, asirieni, babilonieni, sirieni, care erau și un popor destul de important, au acceptat elenizarea. Ei au creat această mixtură între zeitățile unora și a celorlalte, între obiceiurile, între practicile care existau în diferite părți. Astfel, zeul Asclepios, care era la greci zeul medicinei și a vindecării, s-a unit cu Serapis, zeul egiptean al vindecării. Și templele lor erau în același loc, erau aproape amestecate, încât se închinau și la unul și la altul, existau statuile celor doi, și astfel se acceptau, se tolerau, susținând că, de fapt, ei se închină la același zeu, doar cu nume diferite și cu câteva obiceiuri diferite. Astfel, într-o lume în care s-a acceptat acest compromis prin a crea o religie sincretistă din combinarea mai multora. Împărații eleniști, în principal împărații Ptolemei din Egipt și Seleucizii din partea Asiriei, au fost pe undeva revoltați că un singur popor s-a opus acestui proces de elenizare și aceștia erau evreii din țara lor. De ce s a opus? Pentru că evreii aveau niște reguli foarte clare. Pentru că ei aveau o, o Biblie care le-a oferit norma. Norma de conduită, norma de închinare, norma tuturor lucrurilor de la templu. Și ei nu puteau să calce peste norma lor. Nu puteau să renunțe la un aspect al acestei norme, care era legea pe care au primit-o la Sinai. În al doilea rând, evreii și grecii erau singurele popoare care erau alfabetizate. Oameni care aveau un nivel de cultură înalt, știau să citească aveau o literatură în fiecare popor. Evreii aveau literatura profeților care încheiase canonul Vechiului Testament și într-o mare măsură cărțile erau colecționate, erau aranjate și ceea ce numim astăzi Tanakh în vremea restaurației aceste lucruri existau. Pentru că Domnul Hristos când le-a vorbit oamenilor și în perioada Domnului Hristos erau citate cele trei părți. A început de la Moise, de la Profeți și din psalmi ca să le prezinte toate cele care erau referitoare la Isus Hristos. Iată, deci, că evreii aveau un, o literatură spirituală încheiată, bogată și care devenise subiect de studiu săptămânal. În sinagogile lor, care funcționau deja în această perioadă, în fiecare sâmbătă se citeau aceste cărți. Deci, iată, avem un popor cu un nivel de cultură înalt. Grecii erau al doilea popor care se găseau și ei la un nivel înalt. Oamenii lor de bază erau filozofi. Dar aveau și poeți, aveau și dramaturgi care uh, au scris lucrări. Așa încât și ei aveau o literatură foarte bogată. Ei au creat, de fapt, cea mai frumoasă mitologie, adică poveștile despre zei, despre viața lor, și mitologia aceasta a devenit un model pentru celelalte popoare. Iată, deci, că cele două popoare, cu o tradiție și cu o cultură bogată, se întâlnesc și nu reușesc să creeze un sincretism. Cum își doreau grecii? Grecii, care erau stăpânii lumii, creaseră cele două imperii în Orientul Mijlociu, Imperiul Seleucid în partea de nord și Imperiul Ptolemeilor în partea de sud, dar nu reușeau ca un singur popor, evrei, care s-au opus elenizării, să îi convingă să accepte și ei o lucrare de compromis. Și de aici s-a creat conflictul. De aici a venit marea problemă în perioada aceasta a restaurației, mai exact între anii 300 și 100 înainte de Hristos. Aici a fost momentul de, de luptă, de conflict. Ceea ce trebuie să remarcăm în toată această perioadă este că evreii au avut. Posibilitatea să cunoască și să interpreteze cuvântul profeției. Aș vrea să citesc uh, cuvintele foarte clare din Cartea Proverbelor, capitolul 29 cu 18: Când nu este nicio viziune, poporul este fără frâu. Perioada aceasta, poporul Israel nu a mai avut profeți. Deci, dacă la reconstrucția templului profeții au pus umărul, dacă la reconstrucția orașului oamenii inspirați au condus lucrarea, în fața valului elenismului, poporul evreu n-a mai avut un profet pe care să-l întrebe. Dar au avut cărțile profeților, au avut Tanahul, Biblia Vechiului Testament. Și lucrul acesta le-a fost de mare folos. Ei l-au cunoscut, l-au folosit, dar nu în întregime. În anul 332, când Alexandru Macedon a trecut și prin Iuda și a venit să viziteze Ierusalimul, preoții i-au ieșit în față însoțiți de popor. Era o problemă destul de serioasă. Alexandru venea cu o armată invincibilă, tot ce a găsit în cale a cucerit, cei care s-au opus au fost complet distruși și acum Ierusalimul, un oraș mic față de altele, era temător și cu inima în dinți i-au ieșit în fața lui Alexandru. Ce se va întâmpla cu ei? Era marea întrebare. Dar Marele Preot a venit cu sulul. Profetului Daniel și undeva în afara orașului unde s-au întâlnit, pe o înălțime de unde se vedea foarte bine orașul, Marele Preot a deschis sulul și a spus: Împărate, în cărțile noastre stă scris despre tine. Și foarte frumos a deschis cartea profetului Daniel și a citit următoarele cuvinte pe care le avem în capitolul 8. Iată ce spune aici Țapul cel păros este împăratul Greciei și cornul cel mare care era între ochii lui este cel din tâi împărat. Și acest uh, țap cu cornul cel mare a lovit berbecul, l-a zdrobit, nimeni n-a putut să-l scoată din coarnele țapului, iar el a cucerit întreaga lume. Și spune: Vedeți, țapul acesta este împăratul Greciei, tu ești împărate și tu vei cuceri lumea întreagă. Vă dați seama că oamenii de atunci erau religioși. O religie mistică. Și când din partea unui preot nu doar că aude niște cuvinte, dar vede citindu-se dintr-o carte care a fost scrisă cu multe înainte, cu vreo 200 de ani înainte, impresia a fost puternică. Și atunci Alexandru s-a plecat în fața preotului, închinându-se. Era un om extrem de orgolios extrem de puternic. Și generalul bătrân care l-avea Parmelion și a permis să îi spună: "Cum tu, împărate, tu care ești ca un zeu, te închini în fața unui preot evreu?" Și Alexandru spune: "Mi-aduc aminte acum, când eram în Macedonia, am avut un vis și în visul meu mi-a apărut un om îmbrăcat exact în hainele acestui preot evreu. Și omul acela mi-a spus că voi deveni stăpânul lumii. Acum când l-am văzut, mi-am adus aminte, pentru că seamănă identic. Iar el mi-a repetat același lucru citindu-mi din cartea lui sfântă. Nu m-am închinat lui, ci m-am închinat acelui Dumnezeu care a spus că voi deveni stăpânul lumii. Vă dați seama ce impresie formidabilă a putut să facă profeția asupra acestui împărat. Iar gândiți-vă dumneavoastră că nebucat împăratul Babilonului, este câștigat și este determinat să facă o declarație extraordinară în favoarea Dumnezeului evreilor prin tâlcuirea visului de către Daniel și recunoașterea superiorității și a tot științei Dumnezeului lui Daniel. Gândiți-vă ce impresie a făcut asupra lui Cir când Daniel vine și îi citește, uite, în cărțile noastre, unul din profeții noștri, cu aproape 200 de ani în urmă, Isaia, a spus că va veni un împărat care se va numi Cir, parcă îl văd pe circ, cum mi-a spus numele meu, da, cu 200 de ani înainte ți-a spus numele tău și a precizat că tu vei fi Mesia, vei fi eliberatorul lor. Și acum al treilea împărat, a treia împărăție care vine, este întâmpinat cu aceeași profeție biblică și îi spune, uite, în carțele noastre este scris despre tine. Care este concluzia? Chiar dacă nu avem un profet în carne și oase, avem cuvântul profeției, despre care Petru spune că este făcut și mai tare și reprezintă o lumină într-un loc întunecos. Așa că evreii din perioada restaurației aveau cuvântul profeției. L-au înțeles, au știut să-l aplice Într-un anumit moment, și acest lucru le-a fost de mare folos. Chiar dacă ar veni unii și ar spune că ceea ce am prezentat eu din cărțile lui Iosif Flavius este o imaginație a lui Iosif Flavius, vreau să vă spun: libertate pe care o avut-o evreii, faptul că grecii, în a doua generație, fiul generalului care era lângă Alexandru Macedon în timpul acela, a dat ordin să se traducă toate cărțile profeților evrei în limba greacă. Deci, respectul, prețuirea pe care grecii au acordat-o iudeilor, confirmă faptul că și Alexandru Macedon a fost influențat și această influență s-a transmis mai departe la cei care l-au urmat, datorită cuvântului. Profetic, datorită siguranței, importanței și valorii extraordinare a acestui cuvânt. Mai avem un moment, un moment important, când profeția biblică iese în evidență. Atunci când magii au venit la Ierusalim, la Casa Regală, bineînțeles, și au spus: Unde este Împăratul? Irod, foarte speriat, i-a întrebat pe cărturar, pe bătrân, pe preoți, ce știți voi despre un împărat care trebuie să se nască în țara aceasta? Că aici eu sunt împărat. Și atunci oamenii au descris foarte frumos Biblia, mica 5 cu 2 și a spus și tu betleme, deși ești foarte mic printre cetățile lui Iuda, din tine va ieși Mesia. Și a spus, da, asta știm. Deci observați, când două situații foarte importante, două momente de criză, evrei de atunci s-au dus la profeție în Daniel, în Mica și au găsit răspunsul. Întrebarea este dacă lipsa profetului a fost suplinită de existența cărții profeților și cunoașterea acestor profeții le-a adus lumină, le-a adus eliberare, le-a adus favoare. De ce evreii nu au mers până la capăt? Aveau locul unde trebuia să se nască Mesia. De ce nu au căutat să găsească și timpul, pentru că capitolul următor, în capitolul 8 din Daniel, se vorbea despre Alexandru cel Mare. În capitolul 9 se vorbea despre Mesia. Și pornea exact de la o dată foarte importantă și foarte cunoscută de ei: reconstrucția Ierusalimului. Din momentul în care a venit Ezra cu al treilea decret al lui Artaxese, și Neemia vine și îl pune în execuție acest decret. Deci cunoșteau foarte bine pentru că era problema lor, era problema refacerii Ierusalimului și nu se întâmplase de prea mult timp. De la darea poruncii pentru reconstrucția Ierusalimului și până la Mesia vor trece 70 de săptămâni. Acum se discută despre Mesia. Magii vin și îl caută. Ei găsesc în cărțile profeților că Trebuie să vină în Betleem. Magii se duc la Betleem, păstorii vin de la Betleem cu vestea, s-a născut Mesia, am auzit îngerii. De ce acești oameni, cu Biblia în mână, cu profeția în mână, nu verifică, nu caută. Hai să mergem până la Betlehem. două ore de mers, nouă kilometri. Hai să verificăm ce se întâmplă. Hai să citim mai departe profeția absolut nimic. Nici un pas, nicio o lucrare. De ce? Foarte interesant. Un autor inspirat spune așa, orgoliu și mândria lor i-a făcut să nu se coboare la nivelul păstorului. Ne ducem noi să întrebăm niște păstori, să ne luăm noi după niște păstori și după visele lor, noi cărturari, noi oamenii renumiți, mândria, orgolul, i-a oprit să se coboare. Să ascultăm noi de niște păgâni netăiați împrejur, care vin să caute visele lor. E, aceasta a fost cauza principală. Aveau profeția, aveau indicațiile, dar faptul că semnalele au venit prin alți oameni socotiți de un nivel mult mai jos decât ei, au refuzat orice cercetare. Și mai departe spune, din acest moment a început lepădarea lor. Din acest moment, Duhul lui Dumnezeu, care a lucrat și care a dat dovezi, au venit îngerii cu o lumină deasupra Betlemului și au cântat la nașterea lui Hristos au venit magii conduși de ostea, și au ajuns exact în casa unde era Mesia, dar în același timp, pentru cărturarii evrei, pentru preoții evrei, a venit întunericul. Vedeți? Dacă nu este nicio descoperire dumnezeiască, dacă nici cuvântul lui Dumnezeu nu vrei să îl cauți până la capăt, Poporul este fără frâu. Poporul decade. Prieteni, aici avem o lecție foarte importantă pentru noi. În domeniul vieții spirituale, nu poți să rămâi puternic. Nu poți să rămâi la adevăr. Nu poți să fii corect. Nu poți să biruiești ispitele fără revelația divină. Revelația divină, vocea lui Dumnezeu care îți vorbește prin cuvânt acum, printr-o predică, printr-o emisiune de radio-televiziune, prin vocea lui Dumnezeu care îți transmite acest mesaj, este mijlocul prin care te menții pe drumul cel drept, Mijlocul prin care poți să biurești spita, mijlocul prin care rămâi la adevăr. Prieteni, din nefericire, poporul iudeu care s-a luptat să nu primească elenismul și au dus lupte, au dus război împotriva acestora. Poporul evreu care a vrut să rămână singuri și independenți și dintr-un punct de vedere au rămas dar au rămas doar singuri fără Dumnezeu respingând lumina profeției vândem să prețuiți acest cuvânt pune atât de frumos Petru exact după ce descrie experiența minunată de pe muntele schimbării la față, când a văzut slava lui Dumnezeu, când a văzut cei doi oameni, reprezentanții morților în viață reprezentanții celor vii, luați la cer, Moise și Ilie. În fața acestei minuni a revelației, Petru spune, avem cuvântul profeției, făcut și mai tare o lumină într-un loc întunecos. Trăiți în lumina profeției. Studiați-o cu drag. Căutați răspunsurile lui Dumnezeu pentru timpul acesta și urmați același drum oferit de Biblie. Este singura cale ca să nu cădem în apostazie. Este singurul mijloc ca să putem fi pregătiți să le întâlnim pe Mesia. Dumnezeu să vă lumineze și să vă ajute. Până data viitoare vă doresc numai bine.